În timp ce Occidentul continuă să impună sancțiuni Rusiei, chiar și cu riscul unei crize de resurse fosile, Turcia face un pas înapoi. Președintele turc a declarat ferm că țara sa nu se va putea alătura măsurilor, chiar dacă condamnă războiul din Ucraina și până acum a jucat un rol puternic în negocierile pentru pace. Uniunea Europeană caută soluții să-și câștige independența energetică de Rusia și continuă să impună sancțiuni, dar Turcia nu se alătura acestui demers. În ceea ce privește sancțiunile, studiem anumite linii directoare ale ONU, dar să nu uităm că nu ne putem lăsa deoparte relațiile cu Rusia. Știi, am explicat asta cu mult timp în urmă, pentru că astăzi, dacă luăm doar gazele naturale, cam jumătate din gazele pe care le folosim provin din Rusia. În afară de asta, construim centrala nucleară, acuiu cu Rusia. Nu putem ignora asta. Când i-am spus asta președintelui francez Emmanuel Macron, chiar și el a spus că am dreptate. Trebuie să protejăm această sensibilitate. În primul rând, nu pot lăsa oamenii să înghețe iar și în al doilea rând nu pot reporni complet această industrie a noastră. Totuși, dorința Turciei să păstreze relațiile cu Rusia și să nu-și deterioreze economia nu afectează cu nimic atitudinea lor față de războiul din Ucraina. După ce Ankara a găzduit prima întâlnire după începerea războiului dintre ministrul rus de externe Sergei Lavrov și omologul său ucrainean Dimitro Kuleba, președintele turc a garantat că ajutorul oferit de țara sa ucrainenilor va continua.